În județul Iași, interesul pentru cumpărarea unei suprafețe de teren în mediul rural a crescut considerabil. De aici se explică și prețul mai mare. Examinând piața, am găsit că prețul pentru un teren agricol în comunele Miroslava, Ciurea, Rediu, Aroneanu a fost între 7.000 și 8.000 de euro la hectar. În comune mai îndepărtate, Strunga, Andrieșeni sau Gropnița, terenurile s-au vândut în medie cu 3.000 de euro la hectar. Cel mai scump teren a fost vândut cu aproximativ 300.000 de euro și s-a întâmplat în comuna Miroslava, o comună care se află în apropierea municipiului Iași. Terenul a fost folosit pentru un fermier care dorește să-și extindă afacerea în agricultură. În aproape toate comunele din județul Iași s-au vândut terenuri agricole. Suprafața medie vândută fiind de 1-6 hectare. Prețurile sunt în funcție de investitorii care și-au dorit să ia terenuri agricole la distanțe mai mici sau mai mari de municipiul Iași. Un alt exemplu ar fi în comuna Andrieșeni, un teren agricol de 4,5 hectare s-a vândut cu 4.000 de euro la hectar. Anul trecut au avut loc 3 tranzacții cu terenuri agricole în comuna Dagăța iar investitorii de acolo sunt fermieri din comune din apropiere care au obținut fonduri europene și doresc să-și dezvolte afacerile în agricultură. Așadar, cele mai mari terenuri care au fost vândute, achiziționate anul trecut în județul Iași, sunt folosite pentru investiții în agricultură.